A revenit în direct, oameni buni, imediat și Maria Andreea, dar până atunci mergem la următorul nostru invitat. E vorba de Mihai Albu, a organizat o petrecere de ziua fiicei sale, dar urmările au fost dure. Mama de 93 de ani a fost diagnosticată cu SARS-CoV-2. Mai multe aflăm de la tatăl de fată, Mihai Albu, ce s-a întâmplat. Salut, Mihai! Salut, salut! Cum e mama ta? Mama este ok, a făcut o formă foarte ușoară de boală, este și vaccinată, am avut grijă să o vaccinez, m-am vaccinat și eu, în sfârșit. 93 de ani are dumneavoastră ei și trece bine prin această perioadă, ceea ce Doamne ajută, ne bucurăm și asta e o veste senzațională. Să vă spun și să vă atrag cumva atenția că ați cuplat cumva îmbolnăvirea mamei de petrecere. N-are nicio legătură. Nicio legătură, e bine de lămurit, da? Asta pentru că așa au apărut lucrurile în presă și e bine să se afle punctul tău de vedere și cum stau lucrurile, știi? Da, da, da. Deci cum a fost? Păi... petrecerea a fost petrecere, da, în sfârșit au fost invitați 14 copii, cu mica 15, deci au participat 15 copii la acea petrecere, invitați de fosta soție, da, nu de mine, eu n-am invitat pentru că eu doar am organizat, invitațiile le-a făcut. Asta e foarte interesant, adică tu spui că la ziua Micaelei toți copiii care au venit au fost cei invitați de Iulia și nu de tine. Așa e, da. Să zicem că doi copii și de mine, da, că doi copii din parcul, din spatele blocului meu, prietenii ei, foștii colegi de la școala de dinainte. Iar acolo apoi a apărut și declarația asta că ai fost iresponsabil sau ceva de genul că un copil a fost diagnosticat cu COVID și uite ce s-a întâmplat, nu? Nu știu unde se bate și ce anume se vrea să demonstra. În orice caz, eu am organizat acea petrecere, invitații în proporție de 90% au venit din partea cealaltă, nu invitați de mine, așa. Eu doar m-am asigurat și a fost chiar o condiție de participare prezentarea unui test COVID de către părinții care aduceau copiii la petrecere. Mi-au fost prezentate absolut toate testele a tuturor copiilor făcute în acea dimineață. Copiii nu aveau niciun fel de simptome. A fost tot ok. A fost în aer liber, o petrecere în aer liber. La o terasă alăturată unui parc și unei pajiști, în sfârșit. Copiii au stat afară, cu toții. Ideea e că nu de acolo mama ta s-a îmbolnăvit pentru că apărusele lucrurile astea... Nu, una e una, alta e alta. A fost o fetiță invitată de Iulia, da, care a venit la petrecere. Părinții ei îi cunosc, dar sunt prieteni foarte apropiați cu Iulia, da? După vreo 5-6 zile, Iulia a luat legătura cu părinții fetiței respective și părinții respective i-au spus că fetița lor este bolnavă de COVID. De aici a început toată treaba. Adică, până la urmă, fetița când a venit la petrecere avea testul, da, și era negativ. Da? Nu știu care e problema de aici. La petrecere era ok, înseamnă că s-a îmbolnăvit după. Da? Da, după. Da. Nu, a văzut declarațiile Iuliei la un moment dat, a zis că ești inconștient cum să lași copilul la o petrecere unde sunt alți copii bolnavi. Da? V-am spus, petrecerea respectivă am organizat-o eu, hai să zicem cu fonduri, da? Că de fapt asta este totul, dar petrecerea a fost în asentimentul și cu autorizarea ei. Nu am făcut o petrecere de capul meu. Uite, mi-a dat Iulia mesaj, Iulia Albu, și îmi spune că te întreabă de ce au venit copiii la el acasă. E, asta e. Acum, de aici. Bun, petrecerea, deci scoatem petrecerea, o scoatem din discuție, nu mai are nicio legătură, da? Deci la petrecere toți copiii aveau teste făcute și nu era nimeni bolnav.
Și de ce fetița a dormit în pat cu Micaela? Noi nu am invitat pe nimeni, zice Iulia. Eu am mesaje de la Iulia. A dormit pentru că am avut încredere în părinții ei. Am văzut că acea fetiță nu are niciun simptom. Am văzut că am văzut testul negativ. Și care e problema? Nu știu. Adică ce ar fi trebuit să fac? Să-i mai fac un test sau câte teste trebuia să-i fac? Da, uite, Iulia zice, noi nu am invitat pe nimeni. Dar cine a invitat? Eu n-am invitat. Nu eu știu, invitat. Nici eu, să știi. Da. Nu vă uitați așa la mine, că nici eu. Eu nu cunosc colegii Micaelei. Da. Ei au invitat. Eu am fost... Mihai, Micaela e bine? Poftim? Micaela e bine? Da, toată lumea. Deci fetița nu e nimeni... E bine? Fetițele colega. Toate bune. Mama e bine? Micaela nu are COVID, eu nu am COVID, nimeni nu are COVID, doar fetița aceea. Și mama e bine? Mama este bine. Mama a fost după, mai să zicem, o săptămână de la acea petrecere, dar n-are nicio legătură. Mama nu a fost în contact cu acea fetiță. Mama are camera ei, are baia ei. Mama nu a luat contact cu acea fetiță, deci nu avea cum, chiar dacă ar fi fost infectată dinainte. Dar, da. Cum fost, important e că sunteți bine. Deci asta, la asta trebuie să ne gândim. Da. Avea testul negativ, domne, am mers pe încredere, toată treaba, mi-am luat toate măsurile. Mihai, deci mulțumim mult, sănătate mamei tale și la mulți ani Micaelei pentru că a fost ziua ei de naștere, să vă trăiască și vouă multă înțelepciune. Da, mulțumesc. N-am găsit alt cuvânt, mi s-a părut că ăsta e potrivit. Îți mulțumim mult, Mihai, și numai bine. Numai bine.